Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem la începutul unui nou drum. Itinerariul nostru ne aduce, iată, din nou pe meleagurile Noului Testament. De această dată, ghid folosit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în călătoria noastră, ne este medicul Luca. Dar să facem mai întâi o trecere în revista acestei impresionante evanghelii, pline de sensibilitate. Și începem mai întâi cu Luca, cu autorul. Din câte se pare, el este unul din însoțitorii lui Pavel în călătoriile misionare ale acestuia. Despre el scrie Pavel Colosenilor numindu-l doctorul prea iubit. După modul în care este descris de Pavel, se poate înțelege că el i-a acordat îngrijire medicală lui Pavel în timpul întemnițării sale. Dintr-o altă referire pe care Pavel o face cu privire la Luca, referire ce apare în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 4, versetul 11, putem înțelege că legătura dintre ei a fost destul de puternică. Mai mult ca sigur că Pavel a fost sursa principală de informația lui Luca în investigațiile pe care le-a făcut pentru a prezenta o istorie cât mai curată a evenimentelor din jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Mai târziu, el scrie și o istorie a ceea ce se petrece în jurul bisericii, sau, mai corect, lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în mijlocul bisericii. În ceea ce privește Evanghelia pe care o scrie sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu sunt argumente majore care să pună sub semnul întrebării paternitatea lui Luca în scrierea ei, dar nu sunt suficiente informații care să oferă o dată sigură a scrierii acesteia. Astfel, sunt două posibilități cu privire la data scrierii. O posibilitate ar fi ca aceasta să fi fost redactată în jurul anului 60 după Hristos. Aceasta ar însemna că i-a fost scrisă înainte de asederea Ierusalimului, care a avut loc în anul 70 după Hristos. Anumite referiri la împlinirea profețiilor făcute de Domnul Isus cu privire la acest eveniment din viața poporului evreu ar putea constitui un indiciu cu privire la această dată. În ce privește diferența dintre accentul pus de Luca în raport cu persoana Domnului Isus, el cade pe faptul că Domnul Isus a fost omul perfect. Să ne aducem aminte că Matei îl prezenta pe Domnul Isus ca fiind Mesia, Marcul îl prezenta ca fiind slujitorul lui Jehova, iar Ioan, după cum vom vedea, îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind Dumnezeul devenit om. În ceea ce privește materialul pe care îl cuprinde Evanghelia după Luca, iată cam care ar fi liniile generale. În primele trei capitole avem informații despre nașterea omului perfect și despre familia sa. Apoi, în capitolul 4, încercarea omului perfect, respingerea lui. Lucrarea omului perfect în Ținutul Galilei este redată în capitolul 5, continuând până la capitolul 9. Lucrarea omului perfect în drumul către Ierusalim este cuprinsă între capitolele 10 și 18. Lucrarea omului perfect în Ierihon și Ierusalim ne este redată în capitolul 19, continuat apoi până în 21. Trădarea, procesul și moartea omului perfect fac subiectul capitolelor 22 și 23. Învierea omului perfect este redată în capitolul 24 în primele 48 de versete, pentru că apoi omul perfect să se înalțe la ceruri, așa cum ne povestește același capitol 24 de la versetul 49 până la 53. Acum, dragi prieteni, nu trebuie să înțelegeți că Luca are o abordare umanistă cu privire la persoana Domnului Isus, așa cum greșit am putea înțelege din denumirea pe care îi o dă omul perfect. Așa cum greșit au interpretat de altfel și unui scritor și unii cercetători. Rudolf Steiner, celebrul teozof, considera că Luca prezintă doar un om cu calități excepționale. Nimic mai fals. Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, prezintă pe Fiul omului, Dumnezeul întrupat, Dumnezeul preocupat în cele mai mici detalii de nevoile și suferințele oamenilor. Din acest punct de vedere, Luca prezintă pe Domnul Isus ca fiind omul perfect. De fapt, trecem acum la primul capitol care va aduce o și mai bună înțelegere cu privire la intențiile lui Luca. Chiar de la început, evanghelistul Luca ne prezintă o prefață. Apoi, el relatează zămislirea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus Hristos, profețiile Elisabete și Mariei cu privire la Hristos, nașterea și circumcizia lui Ioan. Profeția lui Zaharia constituie agenda generală a acestui prim capitol. Doctorul Luca începe Evanghelia cu evenimente anterioare celor relatate de celelalte evanghelii sinoptice. Tăcerea lungă de 400 de ani a cerurilor a fost întreruptă de îngerul Gavril, Venit înaintea altarului de aur al rugăciunii pentru a vesti nașterea lui Ioan Botezătorul. Luca ne prezintă și contextul și nașterea lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus. În acest capitol, pe de altă parte, întâlnim trei cântece. Mai întâi, începând cu versetul 42, este salutul Elisabetei adresat Mariei. Apoi cântarea de lauda a Mariei, care începe în versetul 46 până în 55. În cele din urmă, profeția lui Zaharia, începând în versetul 68 până la 79. Dar să ne întoarcem la scopul scrierii lui Luca, așa cum el însuși o descrie. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesurile teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Două cuvinte sunt importante în acest fragment și nu ar trebui trecute cu vederea. Sintagma, cei ce le-au văzut cu ochii lor, este redată în greacă prin cuvântul autoptai, care învine de la auto, care înseamnă de la sine sau prin mijloace proprii, și opsomai, care înseamnă a vedea. Deci, a vedea prin mijloace proprii, adică a fi martor ocular. De fapt, Luca spune, noi suntem martor oculari care am făcut o autopsie și acum vă scriem despre lucrurile pe care le-am descoperit. Cel de-al doilea cuvânt important este cuperatai, redat în limba română prin slujitori. Cuvântul grecesc original însemna mus, elev marinar. Într-un spital, echivalentul ar fi medicul intern. Doctorul Luca spunea astfel că toți acei martori slujitori ai cuvântului erau interni ai marelui medic. Cu alte cuvinte, Luca ne spune că în calitatea sa de medic și de cărturar a făcut o autopsie a relatărilor provenite de la martorii oculare a evenimentelor respective. Dragii mei, primele patru versete ale Evangheliei după Luca alcătuiesc o introducere impresionantă. Luca a scris această Evanghelie pentru a da oamenilor încrederea și siguranța că toate cele scrise despre Domnul Isus sunt adevărate. Cât de mare este siguranța ta, dragul meu prieten, în ceea ce privește persoana lui Iisus Hristos? Ești tu sigur că ești un copil al lui Dumnezeu prin credința în Fiul Său? Știi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Ar fi bine să-ți dea un răspuns la aceste întrebări. Îmi este milă de omul care nu este sigur de aceste lucruri. Ezitați când este vorba să răspundeți la aceste întrebări și spuneți Nu sunt sigur de mântuirea mea, nici de Biblie nu sunt sigur. Probabil că nu am destulă de credință, se prea poate că nu acesta să fie motivul. S-ar putea ca problema să fie aceea că nu știți destul. Vedeți, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, spune Pavel în romani. Dacă ați cunoaște cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, ați crede în el. Cei care nu cunosc deloc Biblia sunt oameni cu probleme. Problema nu o constituie Biblia sau persoana lui Iisus Hristos, ci se află în noi înșine. Iată acum modul în care Luca prezintă familia Domnului Iisus Hristos și primul prezentat este și el un celebru personaj, Ioan, care mai târziu va deveni botezătorul. Luca începe chiar cu circumstanțele nașterii sale. În zilele lui Rod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Dumnezeu intervine din nou după 400 de ani de tăcere. Dacă luăm în considerație întâmplările din punct de vedere cronologic, Luca începe Noul Testament. El ne prezintă succesiunea evenimentelor pornind de la nașterea lui Ioan Botezătorul, de la momentul în care îngerul Gavril a apărut înaintea lui Zaharia pe când acesta slujea în templu. Părinții lui Ioan erau Zaharia și Elisaveta. Zaharia înseamnă Dumnezeu își amintește. Iar Elisabeta înseamnă legământul lui. Împreună, numele lor formează propoziția: Dumnezeu își amintește legământul lui. Când a făcut Dumnezeu acest legământ? Psalmul 89, începând cu versetul 34, ne prezintă următoarea referire la legământul lui Dumnezeu. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe Sfințenia mea. Să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna, va dăinui pe vecie și ca martolul credincios din cer. Dumnezeu i-a promis prin jurământ lui David că unul din urmașii săi va avea o împărăție veșnică. Din punct de vedere uman, Hristos este acest urmaș al lui David. Dumnezeu își amintește legământul lui. Dumnezeu este gata să intervină în istoria omului după o tăcere de 400 de ani. Observați că scriptura spune despre Zaharia și Elisabeta că erau oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei erau drepți înaintea Domnului. Cum adică, ei recunoșteau că sunt păcătoși, aducând gerfele cuvenite Domnului. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Felul în care trăiau și respectau legea făcea din ei niște candidați ideal pentru mântuire. Dacă știau că au comis un păcat sau au făcut o greșeală, veneau și aduceau jertfa cerută de lege. Cu toate acestea, în viața lor era o tragedie care umbrea toate aceste lucruri bune. Ei nu aveau copii. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Așa spune cuvântul Domnului. Iată un cuplu de oameni în vârstă fără copii. A nu avea copii era o rușine mare pentru orice femeie evreică. Și Elisabeta nu putea avea copii. Zaharia, care făcea parte din seminția leviților, slujea la templu. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sor să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Zaharia slujea la altarul de aur, locul rugăciunii. Era vremea jerfei de seară și în acest moment al slujirii sale, Zaharia punea tămâia pe altar. Dar iată că brusc îi se arată un înger. Ce ați face, dragii mei, dacă ați vedea un înger apărând brusc în viața voastră? Poate că ați avea aceeași reacție ca Zaharia. Vă veți înspăimânta și vă va apuca frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasteta Elisaveta zvănaște va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Zaharia se ruga pentru un fiu, Elisabeta se ruga și ea. Cred că mulți se rugau pentru ei și cereau lui Dumnezeu un fiu pentru Zaharia și Elisabeta. Cum știu că Zaharia se ruga pentru un fiu? Chiar îngerul o spune. Rugăciunea ta a fost ascultată. El va fi pentru tine o pricină de bucurie, mai spune îngerul, și veselie, și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Fiul lui Zaharia și al Elisabetei avea să fie un nazireu. Unul din lucrurile pe care le jura un nazireu era acela de a nu bea vin sau băuturi tari. El urma să-și găsească bucuria în Duhul Sfânt și în Dumnezeu. De aceea spune și Pavel în Efeseni, capitolul 5, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă, fiți plini de duh. Dragii mei prieteni, căutați bucuria în Dumnezeu, nu într-o sticlă de băutură. Mulți văd în băutură un mijloc de a-și face curaj pentru un lucru sau altul. Și unii creștini au nevoie să fie împinși de la spate, sprijiniți pentru a-și lua curajul de a înfrunta viața. Ar trebui să recunoaștem faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate da puterea de care avem nevoie pentru a înfrunta viața aceasta. Dar cu privire la Ioan, îngerul mai spune. El va întoarce pe mulți din fiul Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Acum să lămurim un lucru încă de la început. Deși Ioan Botezătorul a mers înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, el n-a fost Ilie. Ioan urma să întoarcă inimile părinților către copii, adică să arunce un pod peste prăpastea dintre generații. Problema noastră de astăzi nu este atât cea a prăpastei dintre adulți și tineri, ci este cea a prăpastei dintre adulți și Dumnezeu. Dacă adulții ar avea o relație potrivită cu Dumnezeu, nu ar mai avea atâtea probleme cu tinerii, cu adolescenții din jurul lor. Zaharia a zis îngerului, Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Acum, nu pot să-mi rețin un zâmbet când citesc acest verset. Avem aici un preot care vine la Dumnezeu în rugăciune. Înainte altarului tămâier, el spune, Doamne, dă-mi un fiu. Dar când Dumnezeu îi spune prin îngerul Gavril că îi va da un fiu, Zaharia spune, dar cum vă știu eu că va fi așa? Soția mea este bătrână și eu la fel, deci nu cred că mai putem avea copii. Totuși, până atunci el se rugase pentru un copil. Nu v-ați rugat niciodată la fel? Îi cereți lui Dumnezeu ceva, dar mm, nu credeți cu adevărat că el va va da lucrul acesta? Acesta este unul din motivele pentru care nu primim răspuns la rugăciunile noastre. Nu avem credință, Zaharia a reacționat ca orice alt om și de aceea nu pot să-mi rețin zâmbetul când citesc acest verset. Și trebuie să recunosc că și eu mă rog așa uneori. Drept răspuns, îngerul le-a zis, Eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Cuvântul lui Dumnezeu are peceta lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Nu contează ce spune un predicator sau altul, ci numai ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul ne vorbește prin Cuvântul Său. Iată că vei fi mut, îi spune Îngerul, și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Zaharia urma să fie mut pentru o perioadă de timp. Necredința este întotdeauna mută, dragii mei, adică nu este niciodată purtătoarea vreunui mesaj. Elizabeth Barrett Browning spunea, și eu sunt de acord cu ea, că cel fără de credință ar trebui să rămână tăcut. Elizabeth Barrett Browning spunea și eu sunt de acord cu ea că cel fără de credință ar trebui să rămână tăcut. Sunt tot felul de palavragi sau de flecari în lumea de astăzi care nu fac decât să împroaște cu noroiul necredinței lor în dreapta și în stânga. Dacă nu au nimic de spus, ar trebui să tacă, să vorbească numai cel care crede în Dumnezeu și are ceva de spus, are ceva de mărturisit despre experiența lui cu Dumnezeu. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească, și au înțeles că avusese o vedenie în Templu. El făcea semne într-una și a rămas mut. Dragii mei, și acest fragment mă face să zâmbesc. După 400 de ani de tăcere. Dumnezeu intervine nemijlocit în istoria rasei umane, dar persoana căreia i-a comunicat mesajul nu-l crede. Acum Zaharia este mut. Vă puteți imagina cum arăta acest om încercând să le explice vecinilor de ce nu poate vorbi? Cum ați putea să arătați oamenilor că ați văzut un înger și că acum nu mai puteți vorbi? N-ar fi ușor. Gândiți-vă la gesturile disperate, la mimica la care a apelat Zaharia pentru a le spune celor din jur ce a prezis îngerul. Dragii mei, rămânem la atât pentru astăzi, urmând să vedem reacțiile soției lui Zaharia față de această mare veste. Trebuie să învățăm însă că Dumnezeu a pregătit totul în cel mai mic detaliu pentru venirea Fiului Său în această lume. Nimic nu a fost lăsat deoparte. Profețiile se împlineau una câte una și în felul acesta credința noastră este întărită mereu. Fie ca Dumnezeul care i-a transmis acest mesaj de întărire lui Zaharia, să și inimile noastre. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.